Pentru că vreau să începem o săptămână magică, vreau să-l invit în platou pe Lorenzo Cristian, magicianul care a făcut senzație la România Au Talent. Are o poveste impresionantă de viață și este singurul român, membru al unei organizații celebre din Londra, din care face parte și prietenul și colegul lui David Copperfield. Și astăzi promite un super show aici la emisiune. Lorenzo Cristian! Te salut, Lorenzo! Salutare și bine te-am găsit! Dăm voie să te îmbrățișez. Te rog frumos, dăm voie să... Mi-ai luat de tine, nu te-am văzut de mult. Am crezut că mi-ai luat și vreun ceas ceva, imediat. M-am uitat la ele, le-am studiat și perfect. Mă gândesc cum să le iau. Fii atent, deci tu vei face o super magie astăzi aici în platou emisiunii. Așa, dar înainte de toate am o întrebare pentru tine. Crezi că poți să-mi găsești și mie buletinul pe care eu l-am pierdut weekendul ăsta? Pot să încerc. Dacă îl găsește altcineva înaintea ta, pe traseul Cluj, Alba Iulia sau pe undeva prin zonă, vă rog foarte mult, trimiteți o adresă pe Facebook la maruța@protv.ro. Eu, pe mail la maruța@protv.ro sau pe mail la Măruță, eu vă dau jumate din cămăruță. Dau țuică și vin. Cine găsește buletinul? Eu sunt băiat simpatic, o să vedeți acolo, scrie Cătălin Măruță Constantin, că așa mă cheamă pe mine. Deci la maruța@protv.ro pe mail sau pe Facebook la Măruță. În fine, Cristiane, Lorenzo, hai să vedem despre ce e vorba. Ei bine, am venit să te vizitez. Ei bine, am pregătit ceva magic pentru tine. Vrei să începem cu magia sau vrei să începem să stăm... Cu ce vrei tu? Eu vreau să stau pe canapea să te privesc, că ești senzațional. Așa să fie, mulțumesc tare mult. Hai pe canapea. Perfect. Ți-am adus și ceva interesant, discutăm după, da? Deci. După ce îți prezint, vreau să-ți prezint ceva interesant, apoi perfect. Discutăm despre ce ți-am adus astăzi. Așa. Okay. Da, este o carte scrisă de mine, imediat o să discutăm despre ea. Ei bine, Cătălin, vreau să-ți prezint un număr de magie pe care eu îl prezint mai la toate evenimentele la care particip. Da. Și tu astăzi, de fi în calitate, să zicem așa, de martor al publicului, al celor de acasă, da, de aici, de aproape, vezi tot ce se întâmplă, da. Să vedem dacă reușesc să te păcălesc pe tine și pe cei de acasă, așa cum fac la teatru. Încerc? Te rog, hai să începem. Așa să fie. Muzica! E mai tare. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind is charging, but draws up time. It's a kind of magic. The waiting seems eternity. The day will dawn on Saturday. Is this the kind of magic? It's a kind of magic that can be all we want. This rage. Te văd așa puțin nedumerit. Ei bine, înțeleg ce se întâmplă. Tu ești Ai undeva pus un cearșaf roșu, a apărut o domnișoară. Așa este. Ai pus steagul, a dispărut. Exact. Vezi, de obicei când prezint această iluzie la teatre, cei care stau în față, de obicei n-am pe nimeni în lateral, cum ești tu acum, ei tot timpul cred că asistenta mea dispare sau apare în funcție de situație. Ei bine, eu vreau să fiu foarte sincer cu voi, n-am să pretind niciodată că ea dispare sau reapare. Interesul meu este să se creeze o stare de confuzie foarte avansată și să văd dacă reușesc astăzi. Ia să vedem. Apropo, tu crezi că ea a dispărut deja? Eu cred că da, nu mai văd aici, a dispărut. Da? Ei bine, dacă mă uit acum și te uiți așa prin cameră la spectatorii de acasă, sunt câțiva care fac insistent din mână că ei cred încă că nu a dispărut. Eu vreau doar să continui și să vedem dacă reușesc să creez acel moment de confuzie foarte avansat. Deci ăla e un cilindru gol. Așa este. Stai să văd eu cu ochii mei. Vreau să-ți arăt ceva foarte interesant. Cătălin, fii atent. Da. Dacă te uiți undeva așa departe, la Timișoara, de unde vin eu, în spatele camerelor de filmat, acolo este un băiat care tocmai s-a ridicat în picioare, e tâmplarul meu, care mă ajută să construiesc recuzita. Mitică, el acum le explică colegilor lor care se uită la tine astăzi, toată tâmpăria s-a oprit special pentru tine, pentru Măruță. Da. Se uită acum și uite cum le explică lor că asistenta mea stă în poziția aceasta și tubul trece pe aici. Aha. Și nu e posibil așa ceva? Băi, eu am vorbit cu el să nu divulge secretele. Dar să știi că astăzi chiar are dreptate, te rog să fii puțin lateralul meu. Ia uite, prietenul meu, Mitică, care trebuie să-mi țină toate secretele cât se poate de bine, a avut dreptate astăzi. Da. Și asistenta mea, da, stă exact în poziția aceea pe care el a indicat-o. Am înțeles. Dar, Cătălin, te rog, pentru că eu am fost la România Au Talent și știu că tu m-ai apreciat foarte mult. Da. Eu, telespectatorii tăi care urmăresc această emisiune, nu vreau să-i dezamăgesc. Da. Și vreau să continui. Să văd dacă reușesc să creez acea... Hai să continuăm, să se termine emisiunea. Așa, bine zici. Ia. Ia. Bă, băiatule, bă. Ia uite ce am aici. Bă, foarte tare asta, deci eu nu înțeleg. Ia uite ce am aici. Și le spun celor de acasă că n-a plecat pe aici prin spate. Așa este. Ia. Da. Deci un lateral puțin, dai voie, uite așa. Da. Ia. Prea tare. Mai mult, dacă vrei, o putem învârti să arătăm toate părțile acestei iluzii. Ia. Ce iluzie? Că nu e nicio iluzie. Nu înțeleg ce poate să fie aici. Sau unde e? Tu zici că e înăuntru? Nu știu, am zis că nu pretind niciodată că dispare sau apare, ci doar vreau să creez un moment de confuzie foarte avansat. Dar pot să o readuc, vrei să o readuc? Da. Așa, să fie pentru tine. Pe asistenta mea magică o cheamă Vanessa. Și ia, Vanessa! Uite, acum o readucem pe Vanessa. Ia uite! Nu mă bag. Ia uite, Cătălin. Da. O să te rog să iei loc acolo. Te rog. Să vezi cum o readucem înapoi pe frumoasa și magica Vanessa. Să nu spui că a fost acolo băgată. Stai să... Eu nu vreau să spun acest lucru, dar să vedem. Adică ea a stat aici, ea a stat acolo, da, ea a stat acolo și... Bună, Vanessa! Hello! Ea este frumoasă, Vanessa, poftim, Vanessa. Pune-ne, mă, loc în cutia asta. Deci cum a stat în cutie Vanessa? Vrei să te explic? Te rog. Urmează imediat. Așa, Vanessa. Hai, Vanessa. Așa, încet. Bună, Vanessa. Mai bine, Vanessa. Dar, înainte să-ți explic cum a stat, dăm voie să-ți mai arăt ceva interesant cu Vanessa. Eu trebuie să vă arăt, deci Vanessa și... Eu trebuie să vă arăt. Să vezi că iar dispare Vanessa. Nu știu dacă... Plantă poate apar tu. Ia uite mâna, bă. Pa, Vanessa! Nu am terminat încă. Mai am încă surpriză. Ia! Vrei să înveți magie? Da. Te rog, dă-i și tu cu steagul ăsta deasupra iluziei pe aici odată. Ce apare al Vanessa? Nu știu, ia să vedem. Că e imposibil cum să apară, că a fost pe scaunul ăla mai devreme. Hai, Vanessa! Ridică-i steagul sus. Steagul sus, hai, Vanessa! În fața iluziei, aici. Hai, Vanessa! Aici, nu e nicio Vanessa, mă, nicio Vanessa. Ei, nu, ia! Ia! Păi nu era Vanessa aici? Și acum e aici? Nu mai înțeleg! Lorenzo Cristian, oameni buni, e un număr de magie aici la noi în emisiune. Felicitări! Mulțumesc tare mult! Bună, mă, Vanessa! Ce ușor te evapori și ce ușor apari! Așa mai fac eu. Așa mai faci tu. Deci a apărut, pac, și a dispărut. Din categoria ce vrăji a făcut Vanessa. Așa. Vrei să facem o înțelegere? Te rog, ce înțelegere? Între patru ochi o să pot să-ți explic secretul, dar vreau să-mi promiți că o să-mi dai și mie niște bilete la concertul lui Andrei la... Vreau și eu să stau în primele rânduri. Unde? La sala Palatului? La sala Palatului, bineînțeles, că pe cel din 5 n-am să-l prind, am și eu un spectacol la Timișoara. Pe 5 decembrie, da, e la Ateneu. Uite, m-am aflat, magicianul a aflat că Andra are concert la sala Palatului în februarie, pe 23 și 24. Provă, mă, magiciene, deci tu ai tras cu ochiul pe tableta mea? Păi să știi că eu te urmăresc foarte mult, atât pe tine cât și pe Andra, care, bineînțeles, a fost la România Au Talent cu tine. Exact. Uite, da, ăsta este concertul de la, într-adevăr, de la sala Palatului de la anul, pe 23 și 24 februarie. Aievea se numește, la sala Palatului, pe 23 și 24 februarie la anul. Oameni buni, iar biletele sunt pe eventim.ro. Pentru tine, gata, mă înveți trucul și îți dau bilete. Așa să fie. Mulțumesc, Vanessa, ești magică. O să rămân cu Măruța aici, vreau să explic niște lucruri interesante, secrete, vorbim de ale noastre. Vorbim de ale noastre, mulțumesc. Îmi spui pe pauza publicitară, iau pe Vanessa, două de aici, strângeți jucăriile pentru că vine trupa Iris. Așa să fie. Și trebuie să cânte oamenii ăștia. Ok, mulțumesc tare mult, o zi magică să ai. Marfă mult. Foarte tare, magicianul.